Dar și Alex îmi spunea mai devreme că nici el nu-i departe, că are emoții când vedea. Lângă mine este Vasilica Tătaru, fără niciun fel de legătură cu acul, pentru că ea nu e deloc ascuțită și n-a fost niciodată de când o știu și nici nu înțeapă. Te pup, Hristos a înviat, dragă Teo. Mi-era dor așa de frumusețea ta și de căldura ta și eleganța ta. Îți mulțumesc tare mult. Mi-a fost dor de tine. Păi și mie, eu vă mulțumesc că m-ați invitat. Noi te așteptăm de multă vreme, dar drumul de la Bacău e cam lunguț. Adevărat, adevărat. Păi și de ce nu-l bați mai des? Păi îl bat mai des, dar n-a reușit să ajung la voi. Însă bucuria mie cu atât mai mare cu cât iată timpul ne-a despărțit un pic, dar nu de tot. Așa se zice, nu? Când oamenii sunt mai la distanță, parcă sunt mai aproape ca niciodată. Să știi că ai dreptate. Mi-aduc aminte când Alin era mic. Așa, mic, mic. Așa, acum are 19 ani și el, nu? Are 18, adică va împlini acum în iulie 18, în curând, așa, merge pe 19. Tu îți dai seama câți ani, Teo, și eram atât de mică. Și el era mic, îți aduce aminte când a venit prima oară? Și avea vreo 4 luni, da? Prima oară avea 4 luni și după aia l-a dus cu niște urechiușe, mai ții minte? Abia da, mergea. Da, da. Și da. Acum are 18 ani. Doamne, câte amintiri trece nemunesc. Trece timpul repede. Și câte lucruri s-au întâmplat foarte bune în viața ta de atunci. Toate cu folos, da, pentru că s-au așezat astfel încât să întregească o imagine a omului de astăzi, iată, a copiilor gata crescuți, a unor etape pe care le-am trăit și pentru care îi mulțumesc Dumnezeu tot timpul. Pentru că suntem sănătoși cu toții. Și de 4 ani, îndrăgostită, foc. De 4 ani, într-o relație stabilă cu un om care, sunt convinsă că mă merită, Teo, altminteri nimic din tot ceea ce trăim în viața asta n-ar fi îngăduit de Dumnezeu dacă nu ar fi de folos. Și atunci, da, într-adevăr, sunt cu Cosmin de 4 ani de zile. Este un om care mă înconjoară, dacă vrei, sau mă îmbrățișează tot timpul cu purtarea lui de grijă, foarte importantă pentru sigur mine, că cu această toleranță și de multe ori, cum să zic eu, prietenie, îngăduință. Da, da. Îngăduință întregea și mie prin mine. Da, da, da. Pentru că mă gândesc că nu e ușor nici pentru el să fiți despărțiți, el locuind aici și tu acolo. Da. Nu întrebată, întrebată fiind la un moment dat dacă am vreo intenție de a mă muta înspre București, am zis că nu am acest curaj. Așa. De ce că el aici, nu ești singură pe lume? Într-adevăr, dar eu nu sunt singură dacă vin în București. Eu aș veni automat cu Smaranda, iar traficul din București, nu, hai să spunem altfel, nu zicem că București, într-adevăr, oferă multe oportunități, însă și Bacăul meu are liniște, are oameni frumoși, are școli foarte bune, școală foarte bună pentru copiii mei și să știi că această bucurie și liniște o împărtășesc împreună cu Cosmin ori de câte ori el ajunge la Bacău. Și sacrificiul, dacă vrei, să știi că e egal. Da, da. Și în ceea ce mă privește și în ceea ce îl privește pe Cosmin. Iată, numai în urmă cu 2 zile, la Sala Palatului a fost un concert de muzică psaltică extraordinar. Tronos, Ripale, Cabarnos, Părintele Vasile Ioana. Și uite, am venit să-l susțin pe Cosmin pentru că a semnat regia acestui spectacol. El face lucrurile aici pentru că nu s-ar putea muta la Bacău. Dar eu la Bacău, acolo sunt, la Școala Populară de Arte din Bacău, unde am niște copii foarte frumoși pe care îi coordonez. Și atunci împlinirile le avem fiecare. Dar are grijă Dumnezeu să fim împreună tot timpul, fie la București, fie la Bacău. Dacă la începutul relației, când începusem să zic, Cosmin îmi spunea, uite, nu găsești că poate printr-un proiect aș putea să te aduc, să te priponesc în București. Bine, nu s-a... Nu s-a exprimat așa, dar asta era ideea. Așa, dar da. Și i-am zis, uite, ce, dacă mai insiști cu chestia asta, pentru mine o să devină o povară foarte mare și atunci o să simt că ceea ce fac eu nu e potrivit. Deja. Da, da, și te rog frumos să mă înțelegi. Ăsta este contextul în care, ok, când ori crește copiii mai mari, cine știe, poate și că... Și Smaranda are 13 ani deja. Păi, Smaranda, da, pe 10 mai, acum împlinește 13 ani, dar mi se pare că e... E prea devreme. E prea devreme să
Nu știu de ce, așa simt eu. Câteodată simțim niște lucruri fără să avem neapărat o explicație. Da. Eu așa simt eu, că nu pot să vin cu totul așa înspre București. Dar sunt în București mai mult și de multe ori sunt foarte activă în București, mai mult decât dacă poate aș locui în București. Pentru că vin cu un elan și cu toată inima, știi, de la Bacău înspre București. Acum stau și îmi pun tot felul de întrebări. Dacă la un moment dat el o să pună genunchiul jos, scoate cutiuța, din cutiuță iese diamantul și te cere, cum o să mai faceți? Să știi că mi-a oferit un inel, dar mi-a zis că nu mi-l oferă... Ca să te ceară de nevastă? Exact, ca pe un inel de logodnă, ci doar ca pe un cadou. Știu că logodna asta obligă la un moment dat să treci la următoarea etapă. Și atunci, așa cum eu mi-am mai deschis și nu odată, de mai multe ori inima în fața ta și în fața celor care ne privesc, pentru că tu ai un public special al tău și oamenii Mulțumesc. Care ne privesc sunt la fel ca tine, așa frumoși, vreau să spun. Și eu măritat am fost, copiii mei sunt mari, da. Alin împlinește 18 ani, Smaranda, da, crește și ea mai mare. Și atunci mă gândesc că dacă eu m-am măritat la 19 ani și fiul meu împlinește acușică 18 ani, te gândești tu ce să mă mai împopoțonez eu acum să fiu iar mireasă. Că eu mireasă am fost și Dumnezeu îngăduie, cred, iubirea între oameni, că sunt cu un singur om. Și atunci zic eu așa că avem binecuvântare. Așa simt și eu. Binecuvântare și talentul pe care l-ai primit de la Dumnezeu. Adevărat. Printre multe alte daruri și acesta de a cânta. Asta te ajută să te exprimi. Știi ce m-am întrebat întotdeauna? Dacă un cântăresc de muzică populară poate să se manifeste ca unul de muzică pop. Pentru că textele de muzică populară în principiu sunt culese, deci sunt deja scrise. Opera e deja realizată cumva. Unde intervine sensibilitatea și personalitatea interpretului de muzică populară? În cazul tău, de exemplu. În ceea ce mă privești pe mine, Teo, orice cântec căruia eu îi dau interpretare, dacă este un cântec al meu, spre exemplu, din repertoriu personal, eu colaborez cu textierul. Adică deci și tu... eu stabilesc tematica, eu accept ceea ce vreau să cânt și pot să cânt și mă pot identifica cu tematica textului pe care căruia urmează să-i dau interpretare. Și trebuie să fie veselie, trebuie să textele mele trebuie să vorbească despre iubire, despre dragoste, despre poate fi și satiric un text, pentru că este o caracteristică a zonei mele de proveniență, a zonei de centru a Moldovei, dar eu în general sunt un om liber și atunci eu mă exprim, eu cânt, pot să cânt și romanțe și balade și doine, pot să cânt și muzica veche de odinioară, pot să cânt și romanțe, pot să cânt și o bătută și o țărănească și o sârbă și mă duc unde vreau eu și cânt ceea ce vreau eu, câtă vreme ceea ce cânt mie îmi face bine. Și astăzi ce vrei să cânti? Astăzi ți-am adus o melodie pe care eu o cânt de ceva ani de zile. Este foarte îndrăgită de cei care o ascultă, ca să zic, pentru că am avut acest feedback de-a lungul timpului. Se numește Drăguțului nu-i mai plac, da. Dar nu că nu-i mai plac pentru că n-aș fi eu frumoasă sau că nu aș avea eu calități, ci că se întâmplă câteodată ca unui stincă... drăguț să nu-i mai placă de drăguța de lângă el, că îi plac alte mândruțe și o să vedeți cum apelează el la tot felul de... Ternipuri. Exact. Și vine și zice că pe el îl doare capul, că e de ochiat, că cine știe ce a pățit, ce a făcut. De obicei pe noi ne doare capul, dar mă rog, o să te ascultăm și îți mulțumim tare. Eu vă mulțumesc tare mult. Mult succes și îmbrățișări și pentru cei care vor să mă vadă și să mă ascultă cântând mai mult la Sala Palatului pe 14 iunie, inclusiv pe tine, dragă Teo, te așteptăm la un spectacol, un mare concert intitulat Junii Sibiului și invitaților acolo. 14 iunie, Sala Palatului, vom fi acolo. Îți mulțumim mult de tot!